Bine v-am găsit, Capricorn. Voi face etalarea runelor pentru sfârșitul de săptămână, deci pentru sâmbătă și duminică, 23-24 ianuarie 2021. Această etalare are la bază mai mult quadraturile care vă pune la încercare casa banilor, a resurselor voastre și creativitatea voastră. Și avem aici asta. Rai Doh, am luat-o. Tir. Cam asta ar fi. Cel mult ăsta. Deci ai doh, rămâne o călătorie, asta, asta, întârzieri. Și tir. Puteți gândi o schimbare. O schimbare care vă influențează familia, în primul rând, este poate ceva legat de familia voastră, dar s-ar putea să fie un lucru care vă aduce o veste, ceva legat de familie, un moment nefericit. Legat de familie, fiindcă Beorhe este răsturnat, este purtătoarea unor probleme, și este o atenționare a unor situații, nedorite în familie, deci. Vă gândiți la ceva probabil care aduce o schimbare, ceva, o schimbare se produce în familia voastră, o schimbare care este impusă, o schimbare care nu este dorită, am zice, este acest ehvaz, aduce un moment nefericit. Poate fi și o deplasare, o schimbare legată de căminul vostru sau o schimbare într-o anumită situație care vă afectează, așa cum am zis, căminul, familia, dar și manaz, acesta răsturnat, unde nu primiți ajutor din partea persoanelor apropiate din familie, nu vă puteți baza pe acest ajutor, șansele nu par bune. Dacă vă aventurați în continuare, veți avea obstrucții privind planurile voastre. Puteți să vă gândiți, poate că aveți un singur opozant, o singură persoană cu care vă luptați, vă confruntați, dar nu este așa. Sunt mai multe persoane implicate, mai multe persoane care se implică, își bagă nasul în problema voastră. Și lângă acest tir, dar și lângă Hagal, tir în această poziție răsturnată vă atenționează că nu este momentul să luați decizii până când nu
analizați bine situația, fiindcă s-ar putea să aveți probleme datorată lipsei de fidelitate a unor persoane, persoane care sunt nesigure, persoane care vă trădează chiar, și aveți tendința de a renunța la luptă în fața acestor dificultăți cu acest tir. Comunicarea este destul de dificilă. Relațiile pe care le aveți acum s-ar părea că nu vor ajunge la permanentizare. Ele indică mai repede o scădere în intensitatea acestei relații. Și Hagal care este o rună a întârzierilor, a obstacolelor, dar arată și un moment în care s-ar putea să vă asumați riscuri, riscuri pe care s-ar putea să le plătiți. Asumarea unor riscuri nu întotdeauna presupune și pierderi. Poate să presupună un moment în care aveți un răspuns din partea unei oficialități care este imparțială și vă dă un răspuns care poate fi legal, cu un aspect legal. Veți primi acest lucru poate printr-o scrisoare oficială sau chiar din partea unei terțe persoane. Acest hagal poate să vă aducă obstacole, întârzieri, probleme care vă solicită, să zicem, gândirea, vă pune în fața unor situații dificile pe care ați putea să le gândiți, să le analizați și să depășiți această situație nedorită prin acceptarea acestui răgaz pe care îl aveți pentru a medita, pentru a gândi. Deci acest răgaz folosiți-l util să gândiți, să analizați situația legată de o deplasare, de o călătorie. O călătorie care poate fi benefică pentru voi. Raidoh reprezintă căruță, dar această deplasare poate să fie un moment optim să începeți o negociere, o discuție cu cineva. Este o perioadă în care gândurile sunt logice și aveți o strategie optimă. Orice opinie pe care ați avea-o, în ciuda celorlalte probleme, poate să vă ajute să ajungeți la un echilibru confortabil. Poate fi vorba de un echilibru financiar, o oportunitate în a acționa. Poate să sugereze că urmează să primiți o informație sau un mesaj, așa cum este Hagal, un mesaj benefic pentru voi, care va aduce noutăți neașteptate într-un moment în care aveți nevoie de aceste noutăți. Aveți, să zicem, nehotărâre în rezolvarea unor probleme, pot fi și sentimentale, care vă duc totuși la un curs pozitiv, la o rezolvare a lor în final. Dar nu neapărat fericită. Deci, am zis, este o rezolvare a acestor probleme.
fiindcă nu avem și alte situații. Dacă am luat-o pe aceasta, am arătat că această călătorie s-ar putea să nu vă aducă o reușită, o victorie. Sau totul așa cum l-am analizat și le-am pus, și este bine să gândiți totuși și să meditați foarte bine legat de această călătorie, această decizie pe care puteți să o luați. Sau să începeți niște discuții, niște negocieri care sunt benefice pentru voi. Vă doresc numai bine!